nu tare la tot și astăzi revenim cu un mini haul cu Ninjago. Da, știu că o să-mi ziceți foarte mult chestiile astea, că da, de ce ți-ai luat chestia asta, de ce. O să vă explic. Păi am motivele mele. Dar haideți să trecem direct la ce avem noi de gând. Deci, da, ați văzut bine. Stai să dau stativul mai încoa. Două secunde. What? Stai puțin. Alo? Lumină? Ok. Da, uite, am o revistă din sezonul 7. Da, nu sunt fan nici Star Wars și nici Nexonite, dar cum am spus înainte, am motivele mele. Deci hai să trecem la review. Și așa este spatele, dacă vreți să știți, și haideți să deschidem pachetul. Cred că o să am nevoie de foarte. Uite. Uite, mă, ce bine e pus aici. Are de nașa să se desfacă. Și uite, mă, e lipită. Da. Numărul 3. Eu am numărul 4. Hehe. Boy. Mișto revista, zic eu. Următorul număr col cu broască, pe care îl am deja. Nu vedeți? Stați. Să pun așa, deci asta e în spate. Ce avem, cartona și ceva. O să trecem așa repede jur, aici avem desenurile lunii. Asta e mișto. Aici avem, da, o să încep de la capăt, de la coadă, dar hai să începem și din față, deci așa e pe copertă, așa, primele pagini, despre minifigurine care trebuie să fie lui, de fapt, dar probabil că nu aveau, bandă desenată. Hai să vă arăt și celelalte jocuri. Să deschidem. Aici avem posterul cu Lloyd. Iar celălalt poster care nu știu cu ce e. Aici avem iar jocuri. Despre echipa lui U. Și mai avem ceva jocuri pe aici. Pe aici. Aici avem blestemul de fier. Și da, cam asta e cu revista. O să arăt mai târziu. Vreau să trecem cât mai repede la minifigurine. Dar haideți mai întâi să deschidem acest pachet cu Star Wars. Mai era o revistă în care îl avea pe Cole cu broască și Jay. Da. Astea sunt cartonașele pe care le-am primit de la Star Wars. Nu sunt fan Star Wars, dar mă rog. Whatever. Și hai să trecem la minifigurinele Nexonite, pentru că nu sunt fan, dar mă rog, poate să mă ajute cu ceva și minifigurinele astea, știi? Plus la asta, mâine pe Instagram o să mai postez niște chestii. Deci da, sper să nu avem surprize neplăcute în cameră. Tamana să pot să fac și gen Next Generation, adică pentru copiii mei ninja. O să mă ajute foarte mult chestia asta.
Stai să văd cum trebuie să fac. Gen, nu mă prea prind. Trebuie să-i pun armura aia. Ceva de genul. Să-i pun capul. Stai să vedeți și voi că mă cam dau într-o parte. Așa. Avem casca care trebuie să punem chestia asta pe cască. Cumva. Îi punem casca. Și uite așa arată tipul ăsta care nu știu cine e. Și avem chestia asta care lansator. Punem aici. Așa. Da. Nu știu de ce, dar na. Bă, nu vrea asta să intre aici. Bă, nici asta nu vrea. Ce are mă asta? Stai puțin. Așa. Și așa, stai. Nu vrea să intre, stai. Ce naiba? Stai puțin. Imediat o pun. Hai mă, intră o dată. Bă, uite, nu vrea să intre. Hai mă, punitează o dată. Acilea. Ce Dumnezeu, ok. Asta cred că se pune în spate la el, nu știu. Asta se pune aici, știu chestia asta. Shooterul ăsta se pune aici. Gen. Așa. Și ăsta cred că se bagă așa. Iar ăsta trebuie să încerc să o pun de așa. Și nu înțeleg de ce nu vrea să intre la locul lui. Da, nu vrea să intre. Ok, asta e. Și putem pune, uite așa, în spate la el, pentru că na. Deci asta e practic prima chestie. Hai să trecem repede la a doua chestie. Să deschidem al doilea plic. Cu a doua minifigurină. Am luat minifigurina asta pentru păr, pentru că o să am nevoie la Next Generation. Și nu vreau tot să fiu ninja. La fel are o armură aici, deci cred că o să punem armura. Să punem capul. Și ăsta are două specii, interesant. Nu m-am uitat la celălalt. Da. Și acum trebuie să facem armele. Sau mai degrabă arma. Din câte văd trebuie să pun asta așa. Să-i pun un șurub așa. Sau nu, nu. Ce să-i pun la? Da, un șurub din asta așa. Să-i pun asta așa. Să-i pun un șurub din asta așa. Asta e invers. Deci, scuze că nu vedeți, dar eu mă uit mai pe aici. Așa. Și uite că avem și piese de foc. Super. Așa.
deci, una din... Au, stai. Iar ăsta vine aici. Cred. Și uite, avem și arma. Dar nu știu la ce este totul ăsta. Pot să-l pun, uite, așa, spre exemplu. Dar nu, stai. Îi pun sabia. Știi ce pot să fac cu ăsta? Gen, ăsta. Îi pun ăsta aici. Că ăsta o să vină numai decât. Uite, așa o să-i pun ăsta. Uite, așa. Mai merge. Iar ăsta pot să-i pun aici, dacă o să vrea să intre. Stai puțin. O să încerc, de fapt. Nu vrea nici aici să intre. Deci o să-l aruncăm pentru că n-am ce face cu el. Și da, cam astea sunt cele două minifigurine. Și arma lui ăsta. Cele două... Bă, de ce are ăsta ceva în spate? Jetpack sau ceva? Mișto. Interesant. Na. Și cam astea sunt cele două minifigurine. Stai că i-a căzut focul ăsta. Cele două minifigurine. Revista și cu ăsta. Și cam asta a fost și review-ul de astăzi și toate chestiile astea. Data viitoare o să avem o chestie, adică gen o să am, adică de fapt nu o să am, adică mă gândeam pentru septembrie să mă duc să-mi iau cealaltă revistă pentru că mai era una, iar mi-e figurina cu broască să o fac giveaway pentru că deja l-am. Și în cealaltă revistă era. Dar să verific dacă nu e, dacă e alt număr sau e un număr pe care l-am. Deci, am să văd care-i faza și da. Cam asta a fost și videoclipul de astăzi. Noi ne vedem data viitoare. Pa!